Elena Udrea s-a minunat de numărul și calitățile salvamarilor care s-au întrecut într-un concurs pe litoral. Ministrul turismului i-a aplaudat pe salvatorii de pe mare, impresionată de calitățile fizice ale acestora. Mai mult a și fluierat startul întrecerii. Să văd cât salvamari avem, pentru că la începutul sezonului ne gândeam că poate nu o să reușim să colaborăm atât de bine cum s-a întâmplat. Sigur că vă mulțumim pentru ce ați făcut vara aceasta, ce o să faceți din continuare până la finalul acestui sezon. Escapada pe litoral a Elenei Udrea alături de salvamari vine după ce ieri vorbea de Ludovic Urgan. Constat că acea greșeală transformă această comisie într-un organ de represiune, comisia organ de anchetă și de represiune împotriva PDL-ului.